De mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurului fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Je Bog i toliko za ovaj svet, da je dao svog jedinoga sina, da svako ko veruje njega ne pogine, nego ima život večni. În acest verset, în primul rând, este vorba de Dumnezeu. U ovom stihu, na prvom mestu, reč je o Bogu. În al doilea rând este vorba de dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu a iubit. Na drugom mestu reč je o Božjoj ljubavi, da je Bog voleo. În al treilea rând, în Ioan 3:16, este cuprinsă cea mai mare mulțime de oameni. A iubit Dumnezeu lumea. I na trećem mestu, ovom stihu je obuzet najveći broj ljudi, a to je da je Bog voleo i zavoleo ceo svet. În al patrulea rând, În Ioan 3:16 este vorba de cel mai mare dar oferit de Dumnezeu omenirii. Na četvrtom mestu reč je o najvećem daru koji Bog podario čovječanstvu. A dat pe singurului fiu. Jer je dao svog jedinoga sina. În al cincilea rând, în Ioan 3:16, răsună cea mai minunată invitație. Na petom mestu u ovom stihu nalazi se najlepši poziv. Pentru ca oricine crede în el. Kaže da svako ko veruje u njega. Dumnezeu cheamă la mântuire pe oricine. Bog poziva svakoga na spasenje. Dumnezeu m-a chemat pe mine la mântuire. Bog je pozva mene na spasenje. Dumnezeu vă cheamă pe dumneavoastră la mântuire. Bog poziva i vas na spasenje. În Ioan 3:16 așadar avem cea mai minunată invitație. Znači, Jovanu 3:16 imamo i najlepši poziv. În al șaselea rând, în Ioan 3:16 este vorba na șestom mestu, om stihu 36 rece de cea mai mare salvare, să nu piară. Reci o najvećem spasenju, da ne pogine, da ne propadne. Și în al șaptelea rând, în Ioan 3:16 este vorba de cea mai mare făgăduință. I na sedmom mestu, om stihu reci o najvećem obećanju. Să aibă viața veșnică. Da ima život večni. Șapte adevăruri într-un singur verset. Sedam istina u jednom jedinom stihu. Minunat verset. I to je divan stih. Eu îl repet în nădejdea că și dumneavoastră veți încerca să-l memorați. Ja ga ponavljam u cilje, da ga i vi zapamtite. Fiindcă atât de mult ai